Vă salutăm pe canalul nostru și vă invităm să vizionați un nou video cu povestirea noastră originală. Ela iubea casa ei și a lui Maxim. Bine construită, solidă ca un hrib și în același timp elegantă, construită după un proiect individual al soțului ei, cu foc și fantezie. Înconjurată de un grădină cu pomi fructiferi, arbuști cu fructe de pădure, flori. Sufletească, familiară, dar durerea ei casa visată, la care au mers câțiva ani. Arhitectul talentat Maxim și elevul său capabil, studenta și apoi soția iubită ela. O familie model, iubitoare, a doi admiratorii ai profesiei creative. El, Pigmalion în proiectele și stilurile sale de sculptură, ea, galactica lui, modelată din vise, urmându-le ca ațacul. Cât de mândră era că poartă numele lui celebru profesor strălucit, favoritul studenților, întotdeauna tânăr, energic, drăguț. Zece ani la catedră nu s-au săturat de a-i urma norocul. Nu e moral, mai mult de 20 de ani diferență, nu formează o pereche, cum ar fi posibil. Maxim a trecut peste toate aceste șoapte. Era divorțat, deci nu era încărcat de ștampila în pașaport și de niciun fel de obligații a curtat-o pe el a deschis, direct, cinstit. Din momentul în care privirea lui s-a oprit asupra capului ei ras. În ochi nu era nici surpriză, nici șoc. Iar ela se săturase deja de glumele aruncate din greu. Nu poți explica fiecăruia că fratele ei mai mic a adus un pisoi în casă. El a început imediat să mângâie și a gemotocul murdar de blană. Ei și fratele ei au prins o boală de piele cu medicamentele prescrise de medic pentru această boală generalizată, i-au salvat pe amândoi de la tuns. El l-a cunoscut pe viitorul ei soț în acea perioadă, când s-au scăpat definitiv de boală. Au rămas doar urmările ei pe față. Ea a fost o fată curajoasă. Nu a pus o perucă. A ieșit din frizerie și a mers cu curaj în lume. Părul său creț a început să crească repede. Ochii ei imensi, de culoare ciocolatie, cu pete aurii pe pupile, au compensat totul. Ela era mică, ușoară, fragilă și aeriană, iar el era un stejar înalt și solid. La aproape 50 de ani, nu era un bărbat, ci o încântare. Ea nu l-a întrebat atunci de ce este atât de bun și atât de singur, ca un singur deget, ca un lup singuratic puternic cu un caracter îndrăzneț și un temperament un pic aspru. El a pus capăt scurt tuturor încercărilor ei de a întreba ceva despre viața lui personală dinainte de ea. A răspuns scurt. Tot ce a fost înainte de tine, micul meu elf, a fost de mult și nu e adevărat. Acum tu ești singura femeie din viața mea. La primul lor rendez Maxim a invitat-o pe Ela, încă chel. Galantul i-a tras scaunul într-o cafenea, a comandat toate sorturile de înghețată din meniu și două cești mari de cafea. Amândoi iubeau foarte mult cafeaua, de orice fel. Doar negru și tare, cu lapte, cu scorțișoară, cu vanilie, cu cardamom. Erau adevărați fani în acest domeniu. Chiar și punctele de alimentație publică din oraș le deosebeau după capacitatea lor de a prepara o băutură fierbinte naturală adevărată, cu diferite ingrediente erau două jumătăți ale unui întreg, începeau să-și ducă dorul după prima minut de despărțire. Chiar și atunci când dormeau, se îmbrățișau strâns, fără a se deranja unul pe celălalt. Puteau citi o singură carte împreună. Maxim deschidea o pagină, ea se așeza confortabil pe umărul lui, răsfoind cu degetul subțire paginile, și discutau cele citite, disputând cu pasiune dacă opiniile lor difereau. Ela nu putea avea copii, din simplul motiv, întreruperea nereușită a primei sarcini. Cavalerul lui era tot un student de la primul an, ca și ea. Aflând că s-a încurcat, a dispărut imediat de pe orizontul ei. A mers la o babă pentru operație. Fetele din cămin i-au dat adresa secretă. Moașa nici măcar nu era preinstruită instruită și cam ciudată la vedere, dar el a intrat neexperimentat în casa ei la masa din bucătărie, ca într-un vârtej. După acest experiment a fost o repartizare zgomotoasă de la medicii la care a ajuns cu o hemoragie extrem de gravă. Verdictul a fost clar. Nu veți mai putea avea niciodată copii. Ați apelat prea târziu la ajutor calificat. În ce gând ați fost, fetiță, să mergeți la o țărancă? Așa să vă puneți viața în pericol. Auzind verdictul din gura medicilor, el a hotărât că nu se va căsători niciodată. Nu va putea condamna pe cineva dintre bărbați să nu devină tată. Da, a lua un copil adoptat din orfelinat este de asemenea o opțiune, dar cum poți ști dacă potențialul soț va înțelege lipsa ei de capacitate de plină? Mai bine să nu începi. L-am considerat pe maxim un bărbat foarte interesant încă de la prima lui prelegere l-am ascultat cu sufletul la gură. Dar ce anume va deveni el pentru ea o salvare în vârtejul agitat al vieții, de care se poate agăța fără teamă de nec? Nici nu pot gândi la asta. S-a îndrăgostit încet, treptat, dar atât de profund, încât nu se mai recunoștea pe sine. Departe toate poruncile și normele, ea va fi fericită. Îi va spune totul sincer în prealabil. După câteva luni de întâlniri, profesorul a invitat eleva la un forum de arhitectură într-un alt oraș. La hotel a fost rezervată o cameră pentru ei doi. Evident, după toate evenimentele, au ajuns în același pat. A doua zi dimineața, Maxim i-a făcut elei propunerea de a deveni soția lui. S-a scuzat că nu a pregătit un inel, pentru a se conforma ritualului social obișnuit, a explicat. Nu prea îmi plac toate aceste ceremonii. Dacă răspunsul tău va fi pozitiv, după nuntă vom merge în Croația. Dacă răspunsul tău va fi pozitiv, după nuntă vom merge în Croația. Am participat acolo la construcția unui obiectiv și am fost cucerit de această țară. De natura ei, de mare, de prânzul proaspăt de pește și fructe de mare, gătit imediat în localul de acolo, de fructele incredibil de suculente. Trebuie să vezi toate acestea cu ochii tăi. Ela s-a întors de la el. Nu-și putea stăpâni lacrimile. Cum să-i spună adevărul despre copii? Orice bărbat va dori să aibă urmaște la femeia iubită. Pur și simplu să refuze, fără a explica motivul. Maxim a știut întotdeauna să-i ghicească dispoziția, s-a îngrijorat imediat. Nu vrei să fii cu mine, Ela? îți este incomod, rău, neconfortabil cu mine. Te deranjează marea diferență de vârstă. Ai prefera un soț mult mai tânăr? I-a clătinat capul în semn de negare. S-a adunat și a decis că acum sau niciodată. S-a aruncat în bătălia vieții, care trebuia să-i decidă soarta. Maxim, a interpretat totul greșit. Ești un bărbat, o persoană, un iubit minunat. Da, dacă vrei să știi. Și un prieten. Mă oprește faptul că nu pot să ți dau un copil. Acest lucru este absolut sigur. De ce ai nevoie lângă tine de o femeie stricată? Maxim s-a uitat atent în ochii ei, s-a gândit doar o clipă, apoi a rostit. Nu îmi place patetismul, dar acum probabil că nu pot să fac fără el. Mi-a ajuns doar o singură privire asupra ta la prelegere, ca să înțeleg. Iată femeia mea, și alta nu-mi trebuie. Dacă vei deveni soția mea, vei putea să mă înlocuiești întreaga lume. Nu, desigur, vom rămâne să trăim printre oameni. Vom avea multe interacțiuni și cunoștințe comune. Dar tu vei fi totdeauna centrul universului meu. Doar tu singură. Și mai visez să-ți construiesc o casă. A noastră, pentru noi doi. După propriile mele schițe. Ia decizia, Ela. Dacă lipsa casei tale este singurul obstacol în calea căsătoriei noastre, atunci ea nu mă va opri. Dacă lipsa copiilor este singurul impediment pe calea căsătoriei noastre, atunci nici asta nu mă va opri. S-au căsătorit mai degrabă împotriva tuturor așteptărilor, decât pe un drum bătătorit. Alegerea lui a șocat sincer colegii săi ei se întrebau sincer ce putea fi comun între un conferențiar solid și o studentă de anul 3, după părerea lor, încă o copilă. Viitorul a dovedit contrariul. El a absolvit strălucit Institutul de Arhitectură, practic fără ajutorul soțului. Iar proiectul ei de diplomă s-a numărat printre cele mai bune trei lucrări ale promoției. În ea se uneau toate deodată. O frumusețe discretă, inteligență, Perspicacitate, hotărâre, o fantezie exuberantă și vibrantă. Și a devenit, de asemenea, o soție excelentă și un tovarăș de luptă a lui Maxim. S-a angajat independent. Nu depindea material de soț, dar nu s-a lăudat niciodată cu aceste realizări. La o lună după nunta lor, au început să-și construiască casa. Și aici a fost prezentă peste tot. Mereu ocupat, Maxim nu a putut întotdeauna să verifice lucrările echipei de maestri sau să aleagă cele mai optime materiale pentru clădirea visului lor. În acele zile, el asemăna cu un motor etern, în care nu trebuia să se schimbe bateriile. După construirea pitorească a clădirii, cu detalii arhitecturale interesante, atenția tinerei femei s-a îndreptat spre grădină. În câțiva ani, au început să coacă zmura, merele, prunele și perele le-au dat roade. Mândria deosebită a stăpânei casei erau bolta acoperită cu vițe de vie sălbatică și grădinile cu flori exotice. Poate că nu-și amintea denumirile lor ciudate, dar știa exact cum să le îngrijească. Aceasta era o grădină paradisia ca adevărată, în care trăia dragostea lor, care nu și-a pierdut deloc intensitatea de-a lungul anilor. Maxim își venera jumătatea. Ea îi dăruia sincer toate fațetele ei. Acesta a fost unul dintre acele cazuri în care oamenii spun că așa ceva nu se întâmplă. Undeva, într-un sertar secret din această casă, se ascund și propriile secrete de familie. Dar cei doi au trăit în pace și fericire, invidiați de toți cei din jur. Să tot șoptească, să dea din mâini, să condamne și să-i spele pe din afară. Împreună sunt incredibil de bine. De ce l-au luat cerurile chiar pe el? atât de devreme, atât de fără speranță, atât de amar. Mai înainte, Ela credea că o fractură la mână este o tragedie, pierderea portofelului cu toate cardurile bancare și banii cash. O adevărată nenorocire, deți venea să plângi. Dar rana se vindeca, banii se mai câștigau. Banca îți elibera un nou cart. Dar cum să-l aducă înapoi pe maxim? să-i prepare dimineața cafeaua, în timp ce ea prăjește omletă. Să o îmbrățișeze pe după umeri, să-și bage nasul în vârful capului ei, să glumească. Mereu miria ceva dulce și asta mă face să nebunesc. Ela, tu ești minunea mea. Și toate acele plimbări în pădure împreună. Iarna, peschiuri, vara, cu cortul câteva zile, ciuperci la foc, supă cu carne și ors, o cutie uriașă de gem de mere. Amândoi erau înrăiți de dulce gări. De aceea au adus și această comoară cu ei. El a clătinat din cap, alungând toate amintirile călduroase, ca să nu-și piardă mințile. Acum ea nu mai este soția arhitectului. Ea este văduva lui. Cum s-a putut întâmpla ca lumea ei magică să se prăbușească? Cum va mai putea trăi mai departe? ziua elei nu a mers deloc bine. Discuția cu clientul despre comandă a fost anevoioasă și încurcată. Bărbatul nu voia să accepte argumentele ei că instalațiile bizare vor strica toată curtea. Compoziții fără gust, cumpărate de soția lui la o expoziție la modă din Italia. Ela se smulgea de păr. Interiorul va fi remediabil stricat, dar disputa nu avansa. Abia și amintea cum a condus și a ajuns acasă, la casa ei îndoliată. Seara cădea. Pe cer pluteau nori țepoși, gata să se reverse într-o ploaie torențială. În fereastra biroului lui Maxim a licărit o lumină. Ela s-a oprit brusc, gândindu-se, uite, doar două săptămâni de când stăpânul casei a plecat și iată că deja cineva a intrat în casă. Ea nu era o femeie prea speriată, dar asta era ceva foarte neplăcut. Parcă cineva ar trage o murdărie străină în casa ta și o pângărește. Ela a intrat hotărâtă pe ușă, care era deblocată. În încăpere era o tăcere aproape înțepătoare. Doar în hol ceasul bătea regulat. Maxim iubea lucrurile de antichitate. Ela s-a apropiat pe vârfuri de birou, unde a observat reflexe de lumină. Acolo, de asemenea, era liniște. A deschis ușa cu un gest brusc. S-a oprit în de ce a văzut. În mijlocul camerei, în semintuneric, se mișca o femeie îmbrăcată în negru. Clicul întrerupătorului a sunat ca un glas de clopot. În fața ochilor elei stătea soacra ei, Natalia, ținând în mână o geantă mare. Când stăpâna casei a surprins-o pe oaspetele nepoftit, din mâinile acesteia au căzut niște hârtii, care s-au așternut lin pe podea. Ambele femei le-au urmărit cu privirea. Ela a fost prima care a început conversația. Natalia, bună seara! De ce nu mi-ați anunțat despre vizita dumneavoastră? Aș fi fost bucuroasă să vă primesc în casa mea. Mama lui Maxim nu era un dușman a sale. Mai degrabă un element străin. Timp de zece ani, ea s-a ținut departe de familia fiului său. Pentru el a fost o enigmă de ce această profesoară de desen inteligentă evită unicul ei copil. Întotdeauna vorbește cu el într-un mod rezervat. Respinge orice încercare a lui Maxim de a lua legătura. Deși locuiește în alt oraș, nu se grăbește să vină la ei, să-i viziteze, să stea de vorbă. Nu acceptă să vină să stea la ei în casa minunată cu un grădină splendidă. El a atribuit acest comportament ciudat faptului că soacra nu a acceptat alegerea lui Maxim. Ea condamnă diferența enormă de vârstă dintre ei. Nu crede în dragostea nurorii față de fiul ei deja îmbătrânit. În total, el a văzut soacra ei în ultimii zece ani doar de vreo cinci ori. Fără a socoti ziua în care s-au cunoscut la nunta ei cu Maxim. Femeia în vârstă era atât de curată, de ordonată, puțin de modată, dar deloc afectată. Ea i-a felicitat cu moderație, invocând boli și oboseală permanentă, și a plecat a doua zi acasă. Cu ela nici măcar nu a vorbit temeinic, fără martori. La început, tânăra femeie a încercat să stabilească relații cu soacra, să o viziteze, să se cunoască mai bine, dar nu a reușit. Soțul ei nu a dus-o niciodată la locul său de baștină, găsind mereu motive întemeiate pentru a refuza. Natalia îi vizita cam odată la doi ani, ca la programat. Rămânea numai mult de o săptămână, mergea undeva cu Maxim, iar când casa era gata, stătea mult în grădină cu un album. Picta pe termosuri. Aranja pe masă un vas cu flori, îl înconjura cu fructe coapte și crenguțe verzi și se uita la ele prezența ei nu le-a cauzat niciodată probleme elei. Venea în liniște și pleca neobservată. Acum cele două femei stăteau față în față, ochi în ochi. Prima a rupt tăcerea stânjenitoare a soacrei elei. Bună, Ela! Așa că nu am reușit să fiu un agent secret. Nu ar fi trebuit să accept ultima cerere a lui Maxim. Dar e fiul meu, cum să-i refuz? și e o chestiune importantă. Oricum, la un moment dat ai fi aflat secretul soțului tău. Iată că a venit momentul. Ela s-a tras involuntar înapoi. Soțul ei avea secrete față de ea, dar asta nu era posibil. El era capul, iar ea gâtul. El era copacul, iar ea ramurile care îl îmbrățișează. El era liderul micului lor grup, iar ea leul lui. Natalia i-a întins în tăcere un bilet pe care tocmai îl ridicase de pe podea. Era un testament scris de mână de Maxim. Ea îi cunoștea perfect scrisul. I s-au umplut ochii de lacrimi. De ce lăsase ceva în mod oficial? Iar ar fi împărțit totul în mod egal cu mama lui oricum. Foaia de hârtie îi tremura în mâini, dar s-a străduit să-i citească conținutul. Soțul ei lăsa casa lor, creația lor, fiului său, Ion. Ei și mamei ei le reveneau două conturi bancare, câte unul pentru fiecare femeie. Elei i s-au întunecat ochii. Lovitura a fost prea puternică. Două acea i-au străpun sinima. Se pare că nu știa totul despre persoana iubită. Și de ce anume casa? Ca printr-o ceață, a auzit-o pe Natalia vorbind. Băiatul are acum 15 ani, el nu este al meu. După moartea mamei lui, este întreținut într-un internat special pentru copii cu dizabilități fizice. Eu i-am cerut fiului meu să-l lase moștenirea acestui adolescent defavorizat. La vârsta mea de aproape 80 de ani, nu mi-au permis niciodată să devin tutorele lui. Bineînțeles, nu știam că Maxim nu va supraviețui unui simplu infarct că inima lui se va opri odată pentru totdeauna. Testamentul urma să fie păstrat pentru viitor, pentru a fi liniștită că nepotul nu va rămâne fără nimic. El a devenit o statuie mută. A calculat febril. Dacă fiul lui Maxim are acum 15 ani, înseamnă că relația lui cu mama acestuia a avut loc cu mult înainte de a o cunoaște pe ela. Prima soție a lui Maxim plecase de mult fericită alături de soțul ei Georgian în țara lui de origine. În toți anii căsniciei lor, Ela nu l-a văzut niciodată pe Maxim vorbind cu vreo altă femeie străină. Colege, clienți, prietene ale elei. Acesta era cercul lui de relații cu sexul frumos. Nici despre mama acestui băiat mut, nici despre el însuși, nu a spus niciodată un cuvânt spre uimirea elei. Natalia s-a apropiat deodată de ea și a îmbrățișat-o pe umeri, mângându-i părul scurt. De atunci, Ela nu și-a mai schimbat imaginea de băiat, care o făcea foarte atrăgătoare și stilată. Femeia rece nu s-a îndepărtat, era în stare de șoc. Gândurile ei se învârteau haotic în minte. Ce să facă? Cum să rezolve problema la nivel legal fără durere? Nu vrea să trăiască fără această casă. Aici a domnit întotdeauna iubirea ei și a lui Maxim. De ce a fost atât de crud cu ea? De ce a ascuns păiatul? Nu avea încredere sau nu voia să o rănească. Acum nimeni nu va mai putea răspunde la aceste întrebări ale ei. Simțind tulburarea ei și golul apăsător care o cuprindea, Natalia s-a așezat în fotoliu. Și-a netezit fusta șifonată și-a şi spus încet. Ela, dacă vrei, îți voi povesti toată această poveste." Doar nu-l supăra pe băiat, nu mai rămâne mult, iar el în afară de noi două nu mai are pe nimeni în această lume. Ela a clătinat brusc din cap și-a răspuns imediat, nu doar că vreau, ci sunt însetată să aud toată povestea, dar să ne mutăm în living. Voi pregăti rapid o cină ușoară pentru noi două." Ceva se va găsi în frigider. De fapt, voia să rămână singură pentru puțin timp, să se adune, să-și pună gândurile în ordine. Nu-i va da băiatului casa, chiar dacă o armată de executori va veni după ea. E încă prea tânăr. Nu va putea să se ocupe singur de o gospodărie atât de mare. Trebuie să anticipeze timpul și să reușească să-i devină tutore apoi va găsi o modalitate de a scăpa ușor de el. Trebuie mai întâi să asculte povestea apariției lui pe lume. Îi va stoarce Nataliei toate informațiile până la fund. După ce a băut ceaiul cu chifle, soacra liniștită a elei nu a trebuit să o implore să se destăinuiască. Ea a început singură mărturisirea despre fiul ei. Mama lui Ion a fost cea mai talentată dintre elevele mele. Pe lângă școala medie obișnuită, mai dădeam lecții și copiilor cu deficiențe de auz. Până atunci nici nu știam că avem atât de mulți oameni cu această boală în orașul nostru. Maxim lucra de mult timp aici ca arhitect, preda, iar Ana avea doar 18 ani. Ea rămânea în urmă cu educația. Sănătatea ei era slabă, întârzia câțiva ani în fiecare clasă. În acea școală, acest lucru nu era deloc un caz izolat. Toți copiii erau speciali, cu surdomutitate ereditară, recesivă. Ela s-a surprins că ascultă cu lăcomie fiecare cuvânt. Deci aceasta Ana și Maxim aveau o poveste de dragoste. El era un bărbat matur, respectabil, și-a fermecat o fată mută. Asta nu prea semăna cu el. Ea întrerupt-o pe soacră pentru a-i pune întrebarea care o chinuia. Maxim s-a îndrăgostit de eleva dumneavoastră? Femeia în vârstă a răspuns cu plăcere. Mai degrabă ea îl urmărea ca umbră. Ana era foarte pasionată de peisajele urbane. Iubia să deseneze vechile conace boierești de pe străzi cu brazi și arțari seculari. Acorda multă atenție detaliilor arhitecturale, stilului în care au fost construite. Pe această bază, ei s-au împrietenit cu Maxim. Natalia Atuș a cerut să-i se mai toarne o ceașcă de ceai. După ce a băut jumătate de ceașcă, a continuat mai sigură pe ea. Maxim a învățat-o multe pe Ana, care visa să-i urmeze pașii. După divorțul greu de prima soție, dezamăgirea profundă în femei în general, el a dus o viață aproape monahală. Infidelitatea soției i-a lăsat o rană prea mare în suflet cum îmi spunea el însuși, ar fi fost mai bine dacă ar fi venit și ar fi povestit sincer că iubește pe altcineva. Dar ea a preferat să fugă pe ascuns. El nu a putut o ierta niciodată. El a înghițit greu un în sec. A turnat din nou o ceașcă de ceai, turnând din abundență dulceața ei preferată de prune. Astăzi, a aflat o altă latură a soțului ei, a luat cunoștință de scheletele din dulapul destinului său, pentru că el nu s-a plâns niciodată de prima lui soție, spunând doar odată: Ne-am căsătorit când eram tineri. Dragostea noastră s-a dovedit mult mai scurtă decât viața. Nu mai am nicio legătură cu ea. Dumnezeu nu ne-a dat nici copii, probabil știind că căsătoria noastră va fi o eroare de ambele părți. Între timp, soacra ei și-a continuat povestirea. Maxim și Ana umblau ore întregi prin oraș doar ei doi. Căutau locuri unde fata putea să-și așeze șevalet și să deseneze un alt peisaj pitoresc. Părinții ei, după cum mi-au spus la școală, erau amândoi purtători ai unui anumit gen defect, care le dădea descendenților surditate. Dar au acceptat totuși ca Ana să vină pe lume, condamnând-o dinainte la o existență fără sunete toți stăpâneau minunată arta de a citi de pe buze. Uneori mi se părea chiar că pot să mă descurc fără alfabetul semnelor special. Ana mă înțelegea din jumătate de cuvânt. O legătură la fel de strânsă s-a format și între ea și Maxim. Nu știu cum s-a întâmplat ca Maxim și Ana să devină atât de apropiați. Fiul meu nu a discutat niciodată cu mine despre asemenea subiecte. Știu doar că inițiativa de a fi împreună a venit în întregime de la fată. Ana nu se putea sătura de maxim. Asta se vedea de la prima vedere. Nu îl condamn pe băiatul meu că a fost slab. Ana era foarte frumoasă, dar și foarte bolnăvicioasă. Uneori mi se părea că el pur și simplu o compătimea, nu o iubea, nu a putut să-i refuze această iubire a ei pentru el. A luat-o sub aripa lui ca pe un pisoi rătăcit. Când a aflat că ea a rămas însărcinată în urma întâlnirilor lor, a fost furios. Chiar eu am auzit cum îi spunea că ea i-a promis că așa ceva nu se poate întâmpla. L-a convins să se scape de copil, temându-se că și el va fi surdmut. Timida Ana i-a scris atunci un lung tratat în care arăta că probabilitatea ca un copil sănătos să se nască surdmut de la un tată sănătos este infimă a atașat copii ale unor articole medicale, a dat exemple, a argumentat, aproape l-a implorat. Sarcina lui Ion a fost foarte grea. Toată vremea a stat internată la spital, în repaus. Chiar la începutul sarcinii, medicii au sfătuit să nu își riște trupul deja slab. Dar Ana a fost neîndupălecat. A trecut prin operația cezariană, prin recuperarea îndelungată și prin faptul că Maxim nu a fost alături de ea în acel timp. El a spus imediat că îl va înregistra pe copil pe numele său, dar despre o căsătorie cu Ana nu poate fi vorba. Nici părinții fetei nu aveau vreo pretenție la el. Nu au existat scandaluri, acuzații sau clarificări. Pentru că Ion, în ciuda faptului că șansa unei asemenea legi a nedreptății a fost minimă, s-a născut totuși surdmut. Acest lucru a reieșit aproape din întâmplare. Era iarnă, Ana a tras Sania cu Ion pe prima zăpadă pufoasă. Avea atunci cam un an. Toate examinările medicale obligatorii anterioare nu dezvăluiseră la el niciun fel de abateri externe. Băiatul era considerat practic sănătos. Dar iată că pe lângă ei a trecut o orchestră pe stradă, bătând puternic în tobă și în clopote. Oamenii s-au speriat și s-au dat la o parte, iar Ion nu s-a clintit. Ana a înțeles imediat. Mi-a scris o scrisoare întreagă că nepotul nu aude nimic și nu reacționează la sunete puternice ca tunetul. Am fost în secret la casa Anei, fără știrea lui Maxim. Nu, el nu a interzis, dar nici nu m-a întrebat nimic despre copil. Nu mă așteptam la o asemenea indiferență din partea fiului meu. A aranjat doar în un fel împrealabil sub formă de o alocație foarte solidă. Așa au convenit cu Ana. Dar apoi nenorocirile au început să se abată asupra familiei Anei una după alta. Au murit părinții ei, într-o explozie de gaz în casa lor. Au fost înmormântați sub dărâmăturile de piatră ale clădirii. Bine că Ana ieșise în acea zi la magazin după lapte. I-am luat să locuiască la mine. Dar Ana nu se putea vindeca de durere. Se topea sub ochii mei, până când a murit de pneumonie infecțioasă. Autoritățile de tutelă nici nu au vrut să mă asculte, ca să-l iau pe nepot la mine. Iar apoi l-a întâlnit tu pe Maxim. Înainte de nunta voastră, când pe Ion deja îl luaseră în internat, a venit prima dată la mine după nașterea lui. Nu a vrut să se vadă cu fiul. Mi-a cerut să nu-i spun miresei tale despre băiatul mut. Am promis, cu o singură condiție, ca el să lase un testament pentru Ion, pentru ca totul să fie corect. Cum să meargă un copil prin viață fără sprijinul celor apropiați? Să moștenească măcar ceva după moartea tatălui. De ce a trecut casa pe numele lui, nu știu, dar a fost decizia lui. Am început atunci să am odinte pe tine mă gândeam ce fel de fată tânără și obraznică a apărut, cu un bărbat de peste două ori mai în vârstă decât ea, iar Ana se pregătea de nuntă, nu vor trăi împreună. Asta va fi doar pentru o perioadă scurtă. Dar apoi totuși am hotărât să vin la nunta voastră, să văd totul cu ochii mei. Și apoi să trag concluziile. Văzându-vă împreună, am simțit că vă iubiți sincer unul pe celălalt. Nu am îndrăznit să-l rog pe Maxim să-l primiți pe Ion la voi. Pentru prima dată l-am văzut pe fiul meu atât de fericit. Mi-a dat cheia. Pentru prima dată l-am văzut pe fiul meu atât de fericit. Mi-a dat cheia casei voastre, când ați construit-o, Maxim mi-a dat-o personal. Când a venit ultima oară să mă viziteze. La băiat în internat nu s-a dus niciodată a trimis bani acolo doar de câteva ori, mi-au spus. Parcă avea un fel de presimțire că îi mai rămâne puțin. Plecând la tine, mi-a poruncit. Dacă mi se întâmplă ceva, găsește testamentul, va fi în biroul meu. Ela nu are obiceiul să caute prin masa mea. Știi, mi se pare că acel sentiment de vinovăție față de vani i-a ros inima lui Maxim, i-a subțiat vasele pentru că nu era o inimă de piatră. Nu putea să nu înțeleagă că și-a trădat singurul copil. Ela nu știa cum să reacționeze la noile circunstanțe care i s-au dezvăluit. Așa că i-a propus soacrei să ocupe camera de oaspeți, iar ea însă și s-a întors în biroul soțului, ca să analizeze totul din nou. Cât de groaznică este lipsa de ieșire, când deja nu mai poți schimba nimic poate că ar fi trebuit să știe că Maxim are un fiu și, după moartea mamei băiatului, să devină o rudă pentru el. Ela nu știa deloc ce înseamnă maternitatea. De mult s-a împăcat cu ideea că în casa lor nu vor răsuna voci de copii. Gândurile îi se încurcau, dar într-un singur lucru era hotărâtă. Va recâștiga casa de la băiat cu orice preț. Dar mai întâi va încerca să se înțeleagă. Imediat ce soacra va fi gata să se întoarcă acasă, Ela va merge împreună cu ea, ca să viziteze internatul special. Afară începea să se lumineze de ziua. Complet epuizată, zdrobită de vești, Ela a dormit chiar pe canapelele de piele din biroul celebrului arhitect. Ultima rândunică care i-a trecut prin minte a fost. Maxim, de ce? Ce te-a determinat să lași tocmai casa noastră fiului tău? În cei zece ani de căsătorie, Ela reușise să se simtă o femeie adultă și independentă. Dar acum, deodată, a simțit o nevoie acută de a se întâlni cu tatăl, mama și fratele deja maturi. Părinții și fratele erau oaspeți frecvenți în casa lor. Maxim le aprecia vizitele. Cât de bine era că ea, Ela, pe acest glob pământesc, care se rotește neobosit pe axa sa, nu este singură. Familia este o forță, familia este un dar. Pentru un adolescent sărac, care nu a auzit niciodată cum cântă un flaut, cum cântă păsările, cum claxonează mașinile pe drum. Acum nu i-a mai rămas nici măcar tatăl. Bătrâna bunică nu se numără. El a hotărât să se grăbească să-i vadă pe cei din generația mai în vârstă, să tragă de urechea rotundă și curioasă a fratelui, așa cum le era obiceiul de multă vreme, să ceară sfaturi, să alerge la ei ca să-i liniștească sufletul. În apartamentul copilăriei și tinereții ei, lucrurile erau, ca de obicei, animate. S-au îmbrățișat în hol, fără a pune întrebări, și l-au tras după ei. Mama ei îi făcea găluște în bucătărie. Soțul și fiul o ajutau. Tânăra femeie nu a făcut din problemele ei un secret. Luând un cerc de aluat întins pe masă, a pus în mijlocul lui un amestec de carne și condimente, a învelit abil o gălușcă frumoasă și a mărturisit rudelor totul pe șiau. Prima a reacționat fratele ei vesel. Vai, de ce asta înseamnă că sunt unchi acum? Nu te teme, surioară, îl voi învăța repede pe nepot să înțeleagă totul doar după gesturile mele. Mama și tatăl au fost, fără îndoială, șocați dar nu au vrut să mai chinuie sufletul ficei. Ela, nu te grăbi să iei decizi pripite. Dacă vei pierde casa, camera ta din acest apartament va fi întotdeauna la dispoziția ta. Avem chiar patru camere aici, și deși sunt mici, fiecare are a sa. După mamă, în discuție s-a implicat și tatăl. Ești încă atât de tânără și, fără îndoială, talentată. Întotdeauna ai avut un salariu decent, suntem mândri de tine. În situația critică, vei putea să-ți construiești o altă casă. Ce sunt câțiva ani pentru tine? Casa voastră de basm, parcă ieșită din paginile unei povești fantastice. Este foarte exotică, dar nu este singurul adăpost posibil. Următorul tău cămin îl vei crea mai pragmatic, pentru a trăi, nu pentru vise și iluzii. Pe obrazul elei a început să curgă o lacrimă. După ea, alta. Aproape că nu a plâns la înmormântare, nici în zilele următoare. Dar acum, digul tuturor necazurilor ei s-a rupt. Lacrimile au țâșnit în șuvițe, iar mama a îmbrățișat ușor pe umeri. Slavă Domnului, plânge, fiica mea! Începusem să mă îngrijorez că -ți totul în tine." fără a-ți da voie tristeții să iasă la suprafață. Știu că ești tare, că te descurci singură în toate. Dar emoțiile negative nu trebuie închise într-un spațiu închis. Trebuie să le dai drumul. Spune-mi, dragă, ce te îngrijorează mai mult? Pierderea casei sau minciuna soțului? Ce doare mai tare sufletul tău? Ela nu știa răspunsul la această întrebare, Maxim și casa lor existau pentru ea doar împreună. Și ce va face acum, dacă nu va găsi o limbă comună cu băiatul? Au mâncat tăcuți căluștele. În această familie erau obișnuiți să dea sfaturi insistente, recomandări, să impună instrucțiuni despre cum să trăiești. Doar au stat confortabil împreună. Acasă la Natalia, care a refuzat să vină în vizită. El a plecat schimbată. Soacra elei s-a purtat altfel în această vizită în casa lor. De parcă până atunci a purtat pe sine o greutate mare și acum a scăpat de ea. Chiar s-a înviorat puțin, a ieșit de câteva ori în grădină cu un album. Apoi el a agățat schițele ei pe peretele biroului lui Maxim. Erau minunate pentru un artist amator. Ea nu a întrebat-o nimic pe noră, a așteptat decizia și acțiunile ei. Uneori, Ela surprindea privirea ei cercetătoare, care încerca să-i pătrundă în suflet. Revenind la sine, Natalia își cobora ochii, dar așteptarea ei chinuitoare rămânea pe chip ca o întrebare mută. În locul natal al lui Maxim, Ela s-a oprit la un hotel. Nu putea sta în permanență sub privirea ei interogativă. Au convenit că la internat, la Ion, va merge singură. Soacra a fost de acord iată-le, casa cu trei etaje și coloane, situată într-un mic codru. În jur foșnesc frunzele și copacii, în interior domină o tăcere apăsătoare, neobișnuită și copăleșitoare. Ela trece pe lângă ușa sălii de mese, e ora prânzului. Se aud zgomote de linguri și furculițe, dar nu se aud voci. Ela sare de surpriză când o mână îi atinge umărul din spate. Pe cine căutați? Domnișoară. Se întoarce și vede un bărbat scund și gras, cu un chip încrețit și un zâmbet binevoitor. Am nevoie de Ion. Ion, se înviorează omulețul gras. Probabil a mâncat repede și a fugit în pădure să picteze o nouă lucrare. Chiar acum a adus noul șef de aprovizionare, o partită de hârtie pentru nevoile internatului și a cumpărat vopsele. Ion cu siguranță a cerut câteva dintre aceste comori. Ela a fost uimită. S-a gândit imediat că Maxim a fost întotdeauna pasionat de desen. Iar Natalia nu se desparte niciodată de așa album. Și după asta să mai spui că genele și ereditatea nu joacă niciun rol în viața omului. Deci mama lui Ion, Ana, era o pasionată a picturii. Și de ce aveți nevoie de el? i-a întrerupt gândurile interlocutorul. Aș vrea să devin tutorele lui și să-l iau acasă la mine, a răspuns direct Ela. Bărbatul s-a oprit pe jumătate de cuvânt. Și ce relație aveți cu el, dacă pot întreba? Sau vă e indiferent pe cine alegeți aici? Avem mulți orfani complet, fără tată și fără mamă. Ela nu a încercat să ascundă ceva, este fiul natural al soțului meu, care a murit de curând. Aș vrea să-l iau la mine, în amintirea lui, dar nu sunt mama lui. Voi avea vreo problemă la întocmirea actelor de tutelă? Deocamdată e greu de spus ceva. Îmi pare rău, am uitat să mă prezint. Sunt Vlad, directorul Școlii Speciale Internate pentru copii și adolescenții cu deficiențe de auz. Veniți în biroul meu acolo vom putea discuta mai detaliat. Întocmirea actelor de tutela asupra lui Ion i-a luat elei două luni. Principala piedică a fost că era văduvă. Deocamdată nu se gândea să se recăsătorească. Dar femeia perseverentă a reușit să depășească și această barieră. Motiv de moștenire Viitorul proprietar al casei trebuie să se obișnuiască dinainte cu noul său cămin iar cu educația lui mă voi descurca cumva. Autoritățile de tutele i-au fost favorabile. În acest timp, băiatul împlinise 16 ani. În fond, abia dacă mai putea fi numit copil. În alt, lat în umeri, tot în chipul lui Maxim. Moștenise de la mama sa nu doar mutul, ci și frumusețea. Era un amestec exploziv de gene care îi dăruise o înfățișare plăcută și un defect fizic. Natura părea ca râs de atractivitatea lui născută, adăugând în acest butoi cu miere o lingură de smoală neagră și iritantă. Cunoașterea lor nu a fost prea cordială. Când Vlad a prezentat-o lui Ion pe Ela, ca persoana care a exprimat dorința de a lua acasă, băiatul nu a arătat prea mult entuziasm. Din potrivă, adolescentul vânjos s-a strâns în el însuși, apălit. Nu au putut pleca imediat din internat. Ba chiar au trecut pe la Natalia să o vadă. Abia își credea ochilor că nepotul pleacă în casa tatălui său, Maxim. Explicațiile au fost dificile. Ela i-a scris lui Ion scrisori lungi, explicându-i cine este ea pentru el. A încercat să-i vorbească despre tată, dar tânărul a rămas rece și indiferent. S-a însăflețit doar o dată când a văzut casa și grădina. După masa care i-a fost oferită și pe care a înghițit-o într-o clipă, a dispărut de la masă fără permisiune. Curând, el l-a -a găsit într-un colț îndepărtat al grădinii, desenând concentrat flori. Ea însă și stăpânea bine tehnica de redare a lumii înconjurătoare și a observat imediat că Ion nu doar schițează ce trece prin cap. În schițele lui era suflet, o privire aparte asupra naturii se simțea în ele un talent asemănător unui diamant, care trebuie șlefuit și transformat într-un diamant strălucitor în toate fațetele. Tânărul aproape că nu intra în contact. S-a mai însăflețit odată, când el a cumpărat un telefon mobil. A format imediat un anumit număr și a încercat cu tristețe să înțeleagă ce spune robotul care anunța că abonatul este temporar indisponibil. Ela s-a compătimit și a scris pe o bucată de hârtie acest mic text. Ion i-a mulțumit din cap pentru prima oară. Femeia l-a întrebat apoi cine era acel abonat. El a scris că a sunat directorului internatului, fără alte detalii. S-au acomodat unul cu celălalt încet. Femeia îl ducea toată ziua la școala cu clasă specială pentru surzi. Seara, el se urca mohorât în mașina ei, și tăcere. Ela se liniștea, ai răbdare, măcar casa a rămas deocamdată a ta. Nu îi plăcea să înșele pe nimeni, deci chiar a doua zi de când Ion s-a mutat, i-a arătat foaia cu testamentul. Tânărul a zâmbit ironic și i-a scris imediat, deci de asta m-ai luat din internat, nu am nevoie de casa ta. Aș vrea să mă întorc înapoi și o voi face la prima ocazie. Citea bine de pe buze și înțelegea esența a ceea ce i-a încercat să-i spună, atunci când nu avea chef să scrie alte scrisori. După scena cu testamentul, Ela s-a enervat puțin. Ce știi tu despre această casă? Aici a trăit iubirea mea și a tatălui tău. Ion a scris scurt, poate că a trăit. Eu nu știu ce înseamnă iubirea voastră. Pe mine nimeni nu m-a iubit cu adevărat. Probabil că mama m-a iubit, dar eu nu mă amintesc deloc de ea. Au trecut zile, săptămâni. Clima din exotica casă cu arhitectura neobișnuită nu se încălzea. Ela și Ion se vedeau aproape deloc. Ea dispărea la muncă, se lupta cu clienți, câștiga bani. El învăța la școală și petrecea tot timpul liber de senând. La cină, pe care el au aducea de obicei gata preparată de la restaurant, ca de obicei, tăceau. Faptul că el a învățase cu conștiinciozitate alfabetul gesturilor nu a salvat situația. Acum, ei aproape că nu și-au mai scris note și scrisori lungi. Ea reușea din ce în ce mai greu, dar înțelegea ce încerca să-i spună prin semne. Dar asta nu i-a făcut prieteni. Și apoi, într-o zi frumoasă, fără surprize, Ion a dispărut. A plecat de la școală fără permisiune și nu s-a mai întors acasă până seara. Având în vedere că băiatul nu aude și nu poate vorbi, poliția s-a implicat în căutări aproape imediat. El avea acolo câteva relații. Ancheta a fost întreruptă când Vlad, din internat, a sunat o pe femeie. A fost concis. Ion este la noi, ela. A apărut o situație neprevăzută. Va trebui să veniți. Ion se chinuia, dar nu putea înțelege ce se întâmpla în sufletul lui. Și toate astea din cauza unei nimicuri, o nouă venită, Asia, de 14 ani. Puțin grasă, cu obrajii permanent înroșiți de rușine și cărțile ei scurte și albe. Când Ion l-a văzut pentru prima dată pe urâtul și masivul anatol bat jocorindu-le pe simpatica fată, i-a dat o palmă zdravănă simțea o senzație ciudată față de această fată rumena. Îi era dureros de dor să o apere de toate necazurile. Soarta fetei semăna cu soarta altor orfani. Avea o familie completă, cu tată și mamă. Avea o clasă specializată în centrul regional. Avea o căsuță la marginea unui orășel din suburbiile acelui oraș regional cu un milion de locuitori. Nenorocirea a bătut la ușa lor fără să fie chemată. O haită de consumatori de droguri înnebunite nu putea găsi bani pentru noi plăceri. Și încă era ziua. Toată banda a decis să jefuiască locuitorii cei mai apropiați de oraș. Casa părinților Asiei s-a nimerit în calea lor. Fata a fost șocată. Studia suplimentar cu profesorul de engleză, de aceea a întârziat. Nu erau bogați, tatăl și mama ei dar bărbatul tocmai se întorsese dintr-o cursă lungă. Pe lângă banii pe care cumpărătorii Murphy îi transferaseră electronic, trebuia să predea șefului suma în numerar. Cum au aflat hoții minori despre asta, doar Dumnezeu știe. Poate că l au urmărit pe șoferul de camion sau cineva i-a șoptit. Tatăl Asiei s-a trezit cu cuțitele intrușilor chiar pe prac. Pe soția lui au prins-o în camera de lângă. Când fata s-a întors acasă, mama ei muțită mai era încă în viață. A murit în brațele ei, în timp ce ambulanța se grăbea. Tatăl a murit imediat din cauza rănilor. El nu avea deficiențe fizice de auz. A fost întotdeauna un sprijin pentru soție și fică, care erau purtătoare ale surdității genetice recesive. Cazul a se semăna ca două picături de apă cu povestea lui Ion. Fata a moștenit deficiența fizică a mamei. Poliția a reușit să dea de urmele hoților în timp record. Sigur de impunitatea lor, nici măcar nu s-au ascuns prea bine. Conducerea tatălui Asiei a păstrat tăcerea despre bani. Nimeni nu a putut înțelege de ce a tras cruzimea asupra ei modesta și discreta lor casă. Cusută, acoperită, misterioasă. Și pe lume a apărut încă un orfan. Da, deja destul de crescută, dar era prea devreme să rămână complet singură. Nu i-au fost găsiți rude. Rezultatul a fost plasarea ei în școala internat sub supravegherea lui Vlad. Marea nenorocire a Asiei era că era un copil complet de casă. Nu se despărțea niciodată prea mult de mama, era fanatică de iubită de tată. Nu putea să se obișnuiască să trăiască fără ei dar amara soartă nu i-a dat nicio șansă la repetiție. Văzându-le din nou că o bat jocorea pe Asia, Iona a apucat-o imediat de mână și a tras-o după el în pădure. Ea l-a tot urmat pe salvatorul ei aproape în fiecare zi. Lecțiile despre cum să se apere de agresori nu îi se fixau în minte. Îi ținea degetele ca să nu rămână în urmă. Pasul lui era rapid, larg ea tot timpul alerga neîndemânatic în urma lui. În pădure găsea pentru ea un ciot, o așeza, scotea din buzunar o bomboană. Asia era o mare gurmandă. Nu știa ce i se întâmplă, dar când fata desfăcea în grabă ambalajul, inima lui se oprea de tandreță. Îi era atât de milă de ea și voia să-i pună la picioare întreaga lume. Ion și Asia învățau în clase diferite, lui ei mai rămăseseră doi ani până la absolvire, iar ei, respectiv, patru. Băiatul era puțin temut la școală, așa că nu existau batjocuri atunci când Asia apărea cu ghiozdanul în spate lângă sala de clasa superiorilor, se așeza pe pervaz și aștepta prietenul. Nici nu surprindea pe cineva alt aranjament. În cantină, Ion și Asia stăteau întotdeauna umăr la umăr la linia de servire, el împingea două tăvi, ea alegea mâncărurile. Vlad, pedagog experimentat, directorul de multă vreme al instituției, cunoștea diferite cazuri de prietenie în internatul lor. Acesta a fost probabil unul dintre cele mai sentimentale. Dorința doamnei de a-și lua fiul nelegitim al soțului său a fost o surpriză totală pentru directorul internatului. Intuiția îi spunea că în acțiunile femei există un dublu fund, scopuri ascunse, dar la suprafață totul părea absolut ireproșabil. Nu puteai să găsești nimic. Discuția cu Ion a fost dificilă. Tânărul a refuzat categoric să plece undeva din școală, iar Vlad știa adevăratul motiv al protestelor lui. A procedat cu viclenie. Nu poate fi numit cinism ceea ce a făcut a invitat-o în biroul său pe Asia, i-a pus în față o vază cu bomboane de ciocolată, o ceașcă de ceai. Nu a bătut câmpii. Asia, nu mai ești copil. Știu cât de mult ești atașată de Ion. Dar el are acum șansa să scape de aici. Vrea să-l ia o tutore, o femeie bună și decentă. Ion este un tânăr talentat, desenează minunat. Trebuie să-și dezvolte mai departe acest dar. Am o rugăminte la tine. Ea este cu adevărat matură și serioasă. Vorbește cu prietenul tău. Să plece liniștit din internat. Îți voi cumpăra un telefon mobil. Veți fi în permanentă legătură. Veți putea să vă scrieți. Fata și-a ridicat ochii cenuși și transpirați spre Vlad. Mâinile ei s-au agitat. Formând litere și fraze. Dar există garanția că lui Ion îi va fi bine acolo. Dacă e așa, mă voi da la o parte. Măcar unul dintre noi să se scufunde în căldura de acasă. Mă voi bucura pentru Ion. După o oră, ei doi stăteau în pădure pe un copac doborât. Ion se retrăgea, ea ataca nici nu bănuia că în Asia se ascunde o asemenea forță de convingere și iubire sinceră pentru el. Nu-l întreba despre părerea lui, îi poruncea. Chipul ei a prins viață, degetele agile erau ca un singur nerv, zburau ca păsările mâinile. Ion, trebuie să faci asta, așa trebuie. Vom fi alături toată ziua, pentru că ne va fi mai ușor să vorbim la telefon decât să încercăm să discutăm el o privea în ochi, încercând să afle adevărul. Să afle ce gândește de fapt despre plecarea lui posibilă, despre despărțirea lor îndelungată. Ea era hotărâtă. Pe chip, un zâmbet bâlând, în ochi numai gânduri curate și de plină sinceritate. A fost de acord cu ea, dar mai întâi a formulat condiții. Asia, voi aștepta acești patru ani, până vei termina școala. Și vom fi împreună. Voi veni la tine, îți promit. Relațiile între reprezentanții sexelor diferite pot fi diverse. Deocamdată, Ion nu era atras de o apropiere adultă de fată. Știa că ea este încă un copil și era gata să aștepte mult. Dar ceva îl frământa în mod constant. Voia să o apere cu tot trupul, inima și sufletul, la orice semn de pericol. După trei zile, Ion a plecat din internat împreună cu Ela, în casa fermecată. Nu a văzut cât de fericită a fost Asia când i-au adus într-adevăr un telefon mobil simplu, personal, pentru a comunica cu Ion. Nu a putut preveni ceea ce s-a întâmplat, că cel urât de Anatol în sfârșit a așteptat momentul triumfului, al răzbunării. Spun că răzbunarea este un fel de mâncare rece a smulge fata aparatul atât de dorit a fost o nimica toată. Oh, cât de plăcut a fost să-l arunce pe asfalt și să-l calce bine cu picioarele. Sub privirile mulțimii de spectatori. Să știe Asia care este locul. Apărătorul ei a plecat, a lăsat-o singură la mila sorții. Ea nu a plâns, nu s-a jeluit, nu s-a plâns directorului. Doar noaptea a roz colțul pernei și s-a gândit, Ion mă va găsi, Ion nu mă va lăsa. Voi aștepta, chiar dacă va dura o veșnice. Despărțirea de prietene a fost o adevărată tragedie pentru Ion. Nu-i trebuia niciun fel de casă, chiar una atât de uimitoare și interesantă. Nu-i trebuia noua sa mamă, sau mătușă, sau soră mai mare. Deși el a nu inspira respingere, nu a început să simtă față de ea niciun fel de căldură. Încercarea de a lua legătura cu Asia la telefonul pe care i l-a dăruit tutorele lui a ieșuat. Ion a strâns puțin bani din rezervele de buzunar, alocate pentru masă, a cumpărat un bilet în orașul în care se afla internatul special și a fugit la Asia. Nu putea trăi și fi fără ea nicio clipă în plus. Ochii Asiei, de acum înainte va ține minte pentru totdeauna ziua aceea și strălucirea lor, la terenul de sport unde avea loc ora de educație fizică la clasa ei. Asia, o persoană nesigură pe sine, cine ar fi putut gândi așa ceva? Alerga spre el traversând tot terenul. Fără intare, în văzul tuturor, s-a agățat de gâtul lui și, dacă ar fi putut, ar fi țipat de încântare. Directorul școlii internat, Vlad, privea toată scena din fereastra biroului său. Mai târziu s-a îndepărtat de la birou, a căutat contactele și a format numărul. Adevărul era evident. Acești doi copii rătăciți, sau mai degrabă nu chiar copii, nu trebuiau despărțiți. Dacă undeva pe pământ două suflete s-au găsit, ale de ar fi un act de cruzime extremă. El conducea mașina ca o nebună. Ion a fost găsit. Nici nu și-ar fi putut imagina că se va îngrijora atât de mult pentru el. Chiar dacă între ei există deocamdată neînțelegere, asta nu e esențial. Doar să fie viu și sănătos, restul e neimportant. În biroul lui Vlad o aștepta o ceașcă de cafea tare cu biscuiți și o discuție serioasă cu directorul internatului. Ion mi-a spus adevăratul motiv al interesului dumneavoastră față de el. Nu vreți să pierdeți un obiect imobiliar care vă este drag la inimă. Din punct de vedere uman, vă înțeleg, dar sunt copii, chiar dacă s-au maturizat deja. În viața lor a fost deja multă nenorocire, indiferența îi rănește. Simt când nu pot fi iubiți și doar suportă cu în prezența lor. A lansat un ultimatum, Ela. Va aștepta să devină major și va renunța la nefericita moștenire nu vrea de la dumneavoastră nici milă, nici generozitate. Nu va părăsi instituția noastră specializată fără prietena lui, Asia. Speră că nu veți invoca legea și nu îl veți lua cu forța. Ela s-a îndreptat, privind cu curaj în ochii interlocutorului. Și dacă îi iau pe amândoi? În casă ar fi loc pentru o duzină din elevii dumneavoastră. Fata nu mă va deranja. Este posibil? Vlad a rămas surprins. Abia îl tolerați pe lângă dumneavoastră. Ce veți face cu perechea lor? Ela s-a simțit foarte jignită de această impresie. Ce știți dumneavoastră despre viața mea? Că l-am iubit pe soțul meu sincer, nebunește, cu toată inima, iar el, se pare, nu mi-a acordat niciodată încrederea de plină, nu mi-a povestit despre Ion sau l-a ascuns a apucat cu speranță mâna lui Vlad în cămașă. Poate că pur și simplu nu a vrut să-mi tulbure liniștea. Mă voi înnebuni de toate aceste gânduri și presupuneri. Și știți ce? Voi face tot ce pot ca să mi se încredințeze și Asia. De ce nu mi-ați spus de la început că băiatul are o adâncă așare sufletească de fată în internat? Sau arăt ca un monstru fără suflet? Ela nu a pornit un scandal, nu l-a luat pe Ion cu forța. Nici nu i-a spus intenția ei de a lua și pe Asia. Doar a aruncat pe fugă peste umăr. Nu mă iau la revedere definitivă. Mă voi întoarce. Mersul prin birourile administrative i s-a părut elei ca toate cercurile iadului. Peste tot doar refuz. Pentru a-i fi încredințată tutela asupra Asiei, funcționarii cereau să-și găsească un partener fata putea interesa și alți tutori, într-o familie completă iar fi mai bine. Ea era deja complet deznădăjduită, dar situația a fost rezolvată cu ajutorul părinților ei. Cu oarecare dificultate, ei au acceptat să devină tutori și pentru Daria. Vârsta lor nu era prea înaintată, condițiile de viață în cele patru camere, confortabile. Ela mergea la internat plină de speranță. Ea a învins, în cele din urmă, împrejurările vieții. Cât de ciudat este organizată societatea noastră, legile oamenilor. Cine a decis că o mamă singură poate crește de multe ori mai mulți copii, iar o văduvă nu se va descurca cu tutela. În interiorul ei s-a produs pentru prima dată o anumită schimbare. A început să resimtă dureros faptul că nu va mai avea niciodată copii proprii parcă un fir subțire acum se putea întinde între ea și Ioncoasia. Minunata lor casă cu Maxim ar putea deveni pentru ei un adăpost pentru totdeauna. Ea nu s-ar împotrivi. El a condus din nou mașina la internat cu o viteză nebună și s-a gândit, s-a gândit. La viitor, la faptul că acum nu-i va mai abandona pe acești doi copii. Cum ar putea casa, oricât de iubită ar fi, să se compare cu ei? Cum de nu a înțeles asta mai devreme? Vor crește, vor forma un cuplu, și în locuința ei, cu maxim iubirea, va reveni din nou. Se va umple de căldura ei, va reveni la viață, va înflori și va arăta și mai frumos. Dar câtă vreme a pierdut de degeaba? Mai trebuie să accelereze. Ion și Asia stăteau din nou în locul lor din pădure, s-au instalat pentru o perioadă mai lungă. Băiatul a luat de pe pat păturile și le-a întins pe trunchiul doborât. După obiceiul lui, îi oferea prietenei bomboane. El le-a dus din dormitor. Până la cel mai apropiat magazin era foarte aproape. Bani a învățat să câștige vânzând desenele sale turiștilor care veneau să viziteze biserica veche din zonă. Vlad închidea ochii la ieșirile lui, înțelegea că și un tânăr de sex masculin poate avea nevoie de bani de buzunar nu fumează, nu aleargă după sticle, ca unii elevi mai mari, deci e îmbucurător. Tânărul a aruncat o privire la prietena sa, care îi povestea pe limbaj mimic gestual întreaga ei poveste, despre trecutul ei, despre casa părinților, grădinița pitorească cu o mică seră. Nu l-au auzit când s-a apropiat Vlad. Fața lui era palidă, iar în ochi se citea îngrijorarea. Copii, nu v-am spus dinainte, nu am vrut să trăiesc evenimentul. Tutorele tău, Ela, Ion, a luat decizia să vă ia împreună din internat, ca să nu vă despărțiți. Nu ar fi adoptat-o sau un fiat Când veți crește, ca frate și sora adoptivi, v-ați putea confrunta cu piedici dacă ați vrea să vă căsătoriți. Ea m-a sunat ieri. Atât de fericită. Pe Asia o iau acasă pe actele părinților ei. Dar ați fi trăit cu ela, toți trei, în casa ei. N-a apucat. A avut un accident. Grăbea să vină după voi. Acum medicii se luptă pentru viața ei. Șansele sunt 50 la 50. Asia s-a repezit înainte. Mâinile ei au început din nou să compună fraze. Voia să ne ia acasă la ea. Chiar așa, împreună cu Ion. Vlad duceți-mă la ea în spital. Mama mea a fost asistentă medicală experimentată, știu multe. M-a învățat meseria ei pentru orice eventualitate. Ion era și el foarte agitat. Apuca mâinile directorului internatului, încerca să-i spună ceva repede pe degete. Merg cu ea. Vom fi alături de persoana care n-a avut teamă să-și asume responsabilitatea pentru soarta noastră. Și apoi, sunt obligat să o ajut, măcar în amintirea tatălui meu. Ela îl iubea foarte mult. Ela se târa prin deșert. Îi era foarte sete, dar apă nu era nicăieri. De undeva știa că trebuie neapărat să găsească un oază. Acolo își va potoli setea, se va hrăni, va întâlni oameni care îi vor arăta drumul mai departe. Dar deocamdată era doar nisip fierbinte și mișcător în jur. Acesta o trăgea în groapă, amenințând să o îngroape de tot și îi devenea tot mai greu să respire. Așa a fost foarte mult timp. Apoi cineva i-a apucat mâna și a condus-o. Mâinile salvatorului ei erau ciudate. Una era moale, cu degetele mici. Mângâia palma femeii rătăcite în deșert cu mișcări delicate, ușoare, ca o mângâiere. Această mână o ștergea de transpirația umedă cu o cârpă umedă și ei îi devenea mai ușor. Dar doar câteva minute. Apoi deșertul o atrăgea din nou în fălcile lui la come. Iar nisip, doar nisip în jur. Cealaltă mână ajutorului ei, a salvatorului ei, era mare și puternică. O scotea pe ea din nisip, o întorcea într-o parte, o târa, o împingea înainte și groaznica realitate din jur se retrăgea. Începea chiar să-i separă că depărtare zărește o oasă, cu copaci întinși, răcoare primitoare, promisiunea unei vieți fără griji. Dar nisipul o arunca din nou în ghearele lui mișcătoare, îi lua ultima speranță. Uneori femeia cădea într-un somn binefăcător. Atunci soarele nemilos înceta să o ardă cu razele lui fierbinți. Corpul ei era cuprins de întunericul de nepătruns, dar devenea mai răcoros. Îi era mai ușor. A fost în coma aproape trei săptămâni. Și când deșertul a lăsat-o totuși în libertate, primul lucru pe care l-a văzut, deschizând ochii, a fost fața entuziasta a protejatului ei, Ion. În spatele lui se contura siluetă feminină. El a ghicit că era Asia. Presupunerea ei a fost imediat confirmată de o voce clară. Domnul doctor, pacienta noastră în sfârșit și-a recăpătat conștiința. Încet, draga mea, dacă mă auziți, închideți și deschideți ochii. El a executat ascultătoare comanda. În încăpere a pătruns o altă voce, de data aceasta masculină. Ei, draga mea, chiar vă place să stați întinsă în pat. Mai întâi vă dați drumul pe autostradă ca o nebună, apoi vă răsturnați în șanț, în toată viteza, dar sunteți o norocoasă, ați ieșit cu bine. Doar contuzie cerebrală și contuzii serioase ale țesuturilor moi. Capetele voastre au avut de suferit. La început am crezut că s-a format un hematom intern. Ați stat atât de mult fără să reacționați. Dar, slavă Domnului, Copiii dumneavoastră v-au fost alături tot timpul. Ei, se poate spune, v-au readus înapoi din lumea cealaltă. Nu voiau să lase personalul medical să se apropie de dumneavoastră. Ela s-a împiedicat la cuvântul copii. Încă nu înțelegea bine. Are un copil, ba chiar mai mulți. Dar nu putea să aibă copii. S-au arătat ceva. A zâmbit slab. Cum a sunat magic expresia? Copiii dumneavoastră! Ar fi dat orice ca toți să repete din nou și din nou această frază. La patul ei a venit Ion. I-a făcut pe scurt o explicație prin gesturi. Copiii dumneavoastră suntem noi, cu Asia. Încă nu am apucat să devenim o familie cu tine, Ela, dar deja ne-am obișnuit foarte mult cu tine în aceste zile pe obrazul femeii întinse într-o pijama subțire sub o pătură groasă a curs o lacrimă. Nici cel mai frumos cămin natal din lume nu l-ar fi schimbat pe ceea ce a auzit acum de la scumpul eion. Ion. Lângă el stătea Asia și zâmbea cu căldură. Apoi a fluturat degetele, desenând clar în aer cu gesturi fraza, Nu te îndoi, draga noastră, acum suntem mereu cu tine. Ela abia își mai amintea când a mai fost atât de fericită. Poate doar atunci când Maxim i-a mărturisit prima dată dragostea, și i-a mulțumit în gând soțului. Ți-am iertat tot ce ai ascuns, înșelăciunea ta voită sau nevoită, și te eliberez. Mă așteaptă o viață nouă în casa noastră. Acolo se va instala o nouă iubire, maternă sau frățiască. Ce importanță are cum va fi numită?